Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, din toată inima să merită să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în orice zi din viața noastră, pentru că mai întâi de toate suntem datori, spune cuvântul lui Dumnezeu, și când suntem datori, trebuie să ne dăm datoriile. Și tocmai despre aceasta aș vrea să vorbesc în seara aceasta, de aceea vă invit să ne ridicăm în picioare despre o familie care era datoare, și să vedem cum Dumnezeu a ajutat să-și plătească datoriile. De aceea și noi, dacă suntem înaintea lui Dumnezeu aici, trebuie să suntem datori, să-i mulțumim, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să avem o atitudine care îi place Domnul înaintea lui Dumnezeu, și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 2 Împărați, capitolul 4, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie 391. 2 Împărați, capitolul 4. Înmulțirea undelemnului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat la Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știți că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac eu pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu undelemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei și i-a apropiat vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria și cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, m-am gândit de mult la cuvântul acesta și parcă aveam o reținere, pentru că este un text care nu de mult timp a fost amintit de fratele pastor Iosif Anca în mijlocul nostru ca o povestioară interesantă pentru copii, ca o lecție biblică. Dar are un adevăr profund și mă gândeam foarte mult la lucrul acesta, că dacă am fi să ne uităm în textul acesta, putem să vedem lucrurile din două moduri și în funcție de cum îl privim. Putem să vedem aici o minune a lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a mulțit unde lemnul, putem să vedem cum Dumnezeu face minuni dintr-o sărăcie lucie, din nimic, din niște oameni care probabil își imaginau deja moartea, spunea că mai au puțin și vor muri, pentru că în toată țara era o foamete cumplită. Și singurul lucru care mai avea femeia aceasta acasă era o oală și puțin un de lemn și făină. Vor mânca și vor muri. Și dintr-o sărăcie din asta și dintr-un tablou de felul acesta, nu-i ceva care să ne aducă prea multă frumusețe în un asemenea text. Putem privi și din partea cealaltă, când Dumnezeu face o minune. Dintr-o sărăcie, dintr-un timp în care oamenii mor de foame, dintr-un timp în care nimeni n-are ce să pună probabil pe masă, inclusiv împăratul, spune că a cutreierat țara. Dacă vom citi câteva versete, capitolul în urmă, vom vedea că era o foame în toată țara și era cutreierat fiecare bucățică de pământ să se caute hrană, să nu moară vitele, ca să nu moară oamenii și să caute apă. Și putem vedea aici partea frumoasă, că atunci când nici împăratul nu mai avea bucate probabil suficiente la curtea împăratului, totuși Dumnezeu găsește o familie, o familie simplă, o familie săracă, am spune noi, lovită de soartă în zilele noastre, și vedem aici cumva frumusețea lui Dumnezeu. M-am gândit în seara aceasta la textul acesta și mă gândeam dacă ar fi ca fiecare lucru care l-am găsit eu aici să-l transpunem în viața noastră, să ne gândim dacă nu cumva cam asemenea atitudine avem și noi, cam de multe ori, cam la fel vine diavolul și la noi. M-am gândit dacă nu cumva în ziua necazului, nu vine diavolul să ne șoptească la mulți dintre noi. Cum spunea femeia aceasta, una dintre lucrurile pe care femeia aceasta le spunea aici, îi spunea: tu știi, Elisei, că bărbatul meu se temea de Dumnezeu și cumva problema era că nu-i normal, că nu-i corect ca să mi se întâmple, adică dacă am fost creștin, dacă am fost credincios, dacă l-am căutat pe Domnul din toată inima mea, acum de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Mi-a murit bărbatul și nu-i de ajuns atâta că mi-a murit soțul meu, mi-a lăsat și o datorie imensă în urma mea și pe deasupra atât, că nu e o datorie care eu și copiii mei să muncesc și să o pot plăti, copiii mei sunt luați robi. Și s-ar putea ca de multe ori să vină diavolul și să spună la fel: dacă Dumnezeu te iubește, dacă l-ai slujit pe Dumnezeu, de ce rămâi fără casă? De ce rămâi fără servici?
De ce ți s-o strica mașina? De ce nu ai sănătate? De ce îți moare copilul? De ce treci prin încercări? De ce ți se întâmplă lucrurile acestea dacă l-ai slujit pe Dumnezeu? Cumva, spunem noi. Și că dacă nu spunem cu voce tare, se cam circulă undeva felul acesta de evanghelie, că Dumnezeu îți poartă de grijă oricum. Însă eu cred că adevărul este undeva la jumătate și creștinii trec prin încercări. Și oamenii lui Dumnezeu trec prin probleme și ei mor și ei se îmbolnăvesc și ei ajung într-un moment dat, fără voia lor, cum a ajuns această femeie, datoare. Nu a fost problema ei, soțul ei a murit și probabil i-a lăsat această datorie și acum a venit cel care i-a împrumutat și a spus, n-ai bani, nicio problemă, ți-au mobile, ți-au copii, îți iau ceva din casă, probabil i-a și luat, pentru că atunci când Elisei a întrebat ce ai acasă, nu mai avea nimic. Și nu cred că trăia între patru pereți gol, într-o cameră goală cu o oală în mijloc. Probabil a încercat într-un anume fel să-și rezolve problema aceasta datoriei. Și de multe ori trebuie să știm să avem o atitudine corectă că atunci când vine diavolul, să putem să rămânem tari pe temelia noastră și să nu spună diavolul asta pentru că Dumnezeu nu te iubește, că a venit la Iov și a spus așa. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, dacă Dumnezeu îi cu tine și l-ai slujit, cum ți se întâmplă lucrul acesta? Că nu-i normal. Însă nu cred că asta este o logică sau un răspuns corect, pentru că dacă vom trăi cu sistemul acesta de valori, diavolul ne va dărâma în ziua necazului, în ziua când nu vei ști unde să privești, va veni diavolul la tine negreșit și îți va aduce tabloul acesta în față. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și asta o va spune prin vecinii tăi, o va spune prin oamenii din sat, din jurul tău, prin colegii tăi de muncă, cumva vor spune atunci, mie mi-e normal. Nu merg la biserică, trăiesc cum îmi place, dar ție care spui că ești creștin, de ce ți se întâmplă așa? Și atunci va trebui să-i spui că și eu sunt un om și înainte să fiu un creștin, eu trăiesc într-o dimensiune a lumii materiale, eu trăiesc ca om pe pământ și fac, viața mea face parte din dimensiunea aceasta în fiecare zi. Pentru că nu ne spune nicăieri Scriptura că noi nu vom avea necazuri, încercări și nu vom avea parte din plin să trăim viața aceasta pe pământ cu toate aspectele ei, plăcute sau mai puțin plăcute. Un alt lucru care l-am văzut eu este că trebuie să avem o atitudine corectă ca să putem să biruim în ziua necazului. Pentru că dacă vom trăi, spuneam, cu sistemul acesta de valori, că nouă nu trebuie să ni se întâmple, ne va dărâma diavolul. Și întrebarea aceasta pe care probabil diavolul prin diferite persoane ne va pune, de ce? Sau de multe ori s-ar putea să ne opunem noi. De ce mi se întâmplă? De ce asta? De ce casă? De ce mașină? Soția, serviciu, boală, moarte și câte probleme? Ne vom pune mereu întrebarea aceasta, de ce mie? Crezând că într-un fel anume nouă nu s-ar merita, cui adresăm de fapt întrebarea asta? Dacă noi ca și creștini trăim cu gândul, cu certitudinea, cu credința că nimic nu se întâmplă, cu atât mai mult nouă, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, lucrurile sunt toate în mâna lui Dumnezeu. Când noi punem întrebarea, de ce lucrul acesta mie, de ce boală, suferință sau alte lucruri, cui îi adresăm întrebarea asta? Dacă toate lucrurile Dumnezeu le ține în mână, nu este un fel de atitudine față de Dumnezeu? Nu este un fel de a-i cere socoteală lui Dumnezeu de lucrurile care se întâmplă în viața noastră? Cui adresăm noi întrebarea asta? Și am văzut aici că foarte important este atitudinea noastră. Și un gând care l-am scos eu aici este că atitudinea noastră influențează altitudinea noastră. Adică cât de pozitiv știm să privim, cât de corect, cât de just, în funcție de cum vom ști să privim lucrurile așa cum Dumnezeu le privește, va determina altitudinea noastră. Adică să creștem în înțelepciune, în putere, în maturitate spirituală, dacă vreți, înspre Dumnezeu mai mult. Primul lucru care l-am scos aici este că necazurile fac parte din viața noastră și vor veni negreșit. Noi ca și copii, dimpotrivă, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că în lume veți avea necazuri. S-ar putea de multe ori să avem necazuri pe care ceilalți credincioși nu le au. Cumva, să spunem noi, vom avea mai multe ca ei. Pentru că spune că lumea pe ei nu-i urăște, că-s de-ai lor. Dar pe voi vă va urâ pentru că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și atunci noi trebuie să trăim cu gândul acesta că oricum necazurile, dar vor veni și necazuri de altă natură, vor veni. Faptul că se strică mașina ta, nu spune Dumnezeu nicăieri în Scriptură că mie nu mi se strică mașina. Că mașina mea e făcută din același metal, din care e făcută și mașina unui necredincios, a unui om care îl bleastă-mă pe Dumnezeu. Și atunci noi nu trebuie să ne răzvrătim față de Dumnezeu sau să avem atitudinea asta de a-i cere socoteală lui Dumnezeu. De ce? M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu că vin negreșit încercări, vin probleme, vin și peste cei buni, vin și peste cei răi. Vin și peste cei care vin la casa lui Dumnezeu și peste cei care stau acasă. Vin și peste penticostal, vin și peste ortodoxi. Și noi ar trebui să trăim cu gândul acesta că necazurile vor veni negreșit și într-un anume fel ar trebui să le așteptăm.
Și atunci nu ne va mai prinde nepregătiți sau să trăim cu gândul acesta că Dumnezeu ne va purta de grijă. Știți că la femeia aceasta Dumnezeu i-a purtat de grijă? Știți că noi de multe ori cerem lui Dumnezeu, Doamne, fă o minune, lucrează cu mine, ajută-mă, vrem să vedem minunile tale. Dar câți dintre noi ne-am dorit ca Dumnezeu să facă o minune în viața noastră, să ne treacă ca pe femeia aceasta, prin încercările prin care a trecut ea și la urmă să vadă toți vecinii noștri că eu, a Mariei, Adrian sau tu sau oricare dintre noi, Dumnezeu în casa noastră a făcut o minune. Câți dintre noi vom fi pregătiți să plătim prețul unei asemenea minuni pe care femeia aceasta l-a... Și atunci probabil nu vom mai cere minuni, Doamne, fă minuni, dar cu altul. Fă minuni, dar altfel frumoase, cum îți spun eu, nu așa. M-am uitat la femeia aceasta că era văduvă și ca și cum n-ar fi fost destul, a rămas cu o datorie și problema cea mai mare care o văd aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, că probabil se gândea femeia aceasta, văduvă, văduvă, mai sunt văduve în Israel. Dator, o eu să încerc cumva să-mi plătesc datoria. Problema se pune altfel că acum cel care i-a împrumutat a venit să ia copiii ei robi. Și acum probabil își punea întrebarea, voi rămâne și fără copii? Nu-i destul că e sărăcie, că n-avem hrană, nu-i destul că-s văduvă, nu-i destul că suntem sărați și datori, rămân și fără copii. Și problema mai este încă una, că ea știa din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era o femeie care îl cunoștea pe Dumnezeu, spune că soțul ei se temea de Domnul și vom vedea mai târziu cine a fost soțul ei. În cuvântul lui Dumnezeu era scris că copiii lui Israel nu pot să fie robi. Adică nimeni, nici din Israel, nu putea să-l facă pe un israelit, pe un copil al lui Dumnezeu care face din poporul lui Israel să fie luat ca rob. Și acum ea se gândea, soțul meu s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Soțul meu l-a slujit pe Dumnezeu într-un mod ireproșabil. Spune că istoria, spun cei care au studiat mai profund cuvântul lui Dumnezeu, că soțul acestei văduve ar fi fost Obadia. Obadia a fost acel om care îngrijea de toată averea împăratului Ahab și Izabela. Era îngrijitorul tuturor lucrurilor și averilor care le avea Ahab. Și spune că atunci când Ahab și cu Izabela a nimicit toți prorocii din casa lui Israel, din poporul lui Israel, Obadia a luat 100 de proroci și i-a ascuns în peșteră și pentru că avea acces la visteria împăratului, spune că în fiecare zi a ascuns 50 de proroci într-o peșteră, 50 într-o peșteră și în fiecare zi le ducea pâine și apă. Și acum când ne uităm în urmă și vedem familia, vedem educația, vedem implicarea acestei familii și să vedem ziua necazului, fără soțul care cândva l-a slujit pe Dumnezeu, probabil se duce la Elisei și spune, măi omule, și tu ai mâncat din pâinea soțului meu. Soțul meu când a fost la curtea împăratului, nu sta cu mâinile în sân, nu sta cu mâinile în buzunar, o hrăni și s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu cât i-a putut, cât i-a stat lui în putință. Și acum uite, eu care la rândul meu toată viața am dat de mâncare la alții, am ajutat pe alții, eu să n-am ce să mănânc și n-am ajuns probabil dator că îi foamete în țară, că la rândul meu probabil toată averea mea, cât am putut în limita posibilităților, probabil mi-am pus-o la picioarele lui Dumnezeu, probabil mi-am vândut oi, mi-am vândut vaci, ca acei proroci să rămână și numele lui Dumnezeu, să nu se piardă din Israel și Dumnezeu să-și poată proslăvi numele în poporul lui Israel atunci când mânia lui Ahab și a Izabela s-a arătat. Și acum, cumva, eu după ce m-am pus la dispoziția la oamenii aceștia probabil care eu cu soțul meu, cu casa mea, cu visteriile, cu averea, cu slujba pe care a avut-o soțul meu la curtea împăratului, am încercat să dăm totul pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Acum noi rămânem săraci, eu rămân văduvă și mai vin și cei care ar trebui să îmi recunoască sacrificiul care l-am făcut pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ăștia încalcă legea, încalcă porunca lui Dumnezeu, care spune pe copiii lui Israel să nu iei robi, ci dacă fratele tău spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în Levitic, capitolul 25, cu versetul 39, dacă fratele tău sărăcește lângă tine, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, să vină la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un om oarecare, să muncească la tine și nu cât vrei tu sau cât crezi tu că merită să muncească până îți va plăti banii. Sau cum fac băncile astăzi, că cât muncești, tot numai le plătești dobânda. Zice, la anul de veselie, dă-i drumul. Pentru că erau niște reguli foarte bine stabilite de Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu aveau un statut oarecare. Spune mai departe acolo cuvântul, dacă vrei robi, ia-ți de la neamuri. Ia-ți robi câți vrei, lasă-i moștenire robii la copiii copiilor tăi. Dar copiii lui Israel nu trebuie să fie robi. Și acum vine israelitul, vine evreu și spune, dă-mi copiii mei, că știu eu
Dacă tu nu știi să-ți plătești datoria, am eu soluții. Și încalcă cumva și cuvântul lui Dumnezeu. Și asta era cumva îndoiala, o văd cea mai mare problemă la femeia aceasta. Știind cumva că a făcut bine, știind cumva că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, aștepta acum să vadă care va fi atitudinea lui Dumnezeu față de implicarea ei. Și se îndoia cumva că până la urmă Dumnezeu va strânge fiecare lacrimă în burduvul lui și va răsplăti. Mă uit apoi în continuare că probabil se gândea în inima ei. Și așa vine diavolul și la mulți credincioși. Cât am fost în lume, mi-a fost bine. Cum am pocăit, au început să vină încercările. Am dat Domnul și am sărăcit. De când am început să dau zeciuială, parcă mai rău merge. De când am început să contribui financiar într-un anume fel, de când am început, pentru că așteptăm cumva de fiecare dată, cu o mână dăm și cu una stăm întinsă să primim. Și vine diavolul și se bagă în mintea noastră și ne spune, vezi, sărăcești de când dai. Te urăsc toți de când te-ai pocăit. Nu-ți mai merge bine. Și nu este corect așa să gândim, pentru că Dumnezeu, vom vedea în final, că știe să-i binecuvinteze pe cei ce se ostenesc, pe cei ce se sacrifică, pe cei care se cheltuiesc. Spune cuvântul Dumnezeu, și un pahar de apă dacă veți dărui. Dumnezeu va ști să răsplătească. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru, un alt cuvânt care l-am văzut eu aici este că la cine știm noi să alergăm în ziua necazului nostru? Aminteam adineauri, înainte să trec la punctul al doilea, că atitudinea noastră influențează altitudinea noastră. Citeam odată undeva, ascultam o predică a unui frate de mult timp în urmă și spunea un exemplu a unei familii în care tatăl a murit de bețiv, a murit până a crăpat ficatul în el și a murit de băutură. Și avea doi copii omul acesta și copiii aceștia s-au făcut mari. Și din doi copii aveau vârste apropiate, unul calcă leit pe urmele tatălui său și ajunge un bețiv și unul era vomitat la mirosul de băutură. Și au venit oamenii și au pus întrebarea, cum se poate? Măi copii, explicați-ne voi, trăiți într-aceeași casă, crescuți de același tată, de aceeași mamă, ați văzut aceleași scene de teatru în casa voastră și unul se duce într-o extremă și unul se duce în celălalt, unul e abstinent și unul bea la fel ca tatălui. Și ciudățenia mare, știți care este? Că amândoi răspund cu același răspuns. De fapt, este o întrebare. Păi cum puteam să fac altfel? Adică, în fața aceleiași imagini, unul înțelege că ce a văzut la tatălui că a fost un bețiv, toată viața lui el nu va pune gura pe băutură și se duce în extrema aia, pentru că el e sătul să vadă teatru în casa lui și se duce cât poate în cealaltă extremă, pentru că ce a văzut nu mai vrea să mai vadă. Și celălalt ce a văzut copiii lui, același tată, aceiași copii, atitudini diferite. De asta spuneam că atitudinea noastră influențează foarte mult. Păi dacă te-ai săturat de scandal și părinții tăi nu ți-au dat un exemplu bun, fugi cât pot în extrema cealaltă. Dar câteodată se prepoate că faptele noastre influențează mai mult decât vorbele noastre. De aceea spuneam, e foarte important atitudinea pe care o luăm față de multe, multe alte lucruri, față de casa lui Dumnezeu, față de dărnicie, față de necazuri, față de lipsă, față de probleme. E foarte important atitudinea noastră. Doamne, ajută-ne în locul acesta. Lucrul al doilea care l-am văzut aici, aminteam deja că este la cine alergăm noi în ziua necazului nostru. Spune unul din psalmi, cu glasul meu strig către Domnul. Femeia aceasta a știut unde să se ducă. Vedeți voi, în lumea în care trăim noi, de cele mai multe ori alergăm la patroni, cu glasul nostru în ziua necazului nostru strigăm probabil la soțiile noastre, strigăm la copii că suntem nervoși, suntem stresați, că nu destul avem destule pe cap și în loc să avem o atitudine știind cumva că de multe ori Dumnezeu prin încercări tocmai încearcă să ne facă mai receptiv la glasul lui, tocmai ne ducem în extrema cealaltă ca exemplu cu acei doi copii. Și de multe ori căutăm în ziua necazului nostru răspunsul la patron, îl căutăm la bancă, îl căutăm la avocat, îl căutăm oriunde, dar nu-l căutăm la Dumnezeu. Vedem aici cuvântul lui Dumnezeu că ea spune, s-a dus la omul lui Dumnezeu. Pentru ea punctul de referință, cel care îl reprezenta pe Dumnezeu în Israel era Elisei. Tot Israelul de la un capăt la altul știa, ăsta e omul lui Dumnezeu. Ăsta are soluția, ăsta se duce la Dumnezeu, ăsta ne aduce răspunsul din partea lui Dumnezeu. Și femeia asta se duce înaintea lui Dumnezeu. Știți care e problema? De multe ori în ziua necazului Dumnezeu ne învață să ne rugăm.
M-am uitat de multe ori că atitudinea, nu poți să te duci înaintea lui Dumnezeu mestecând gumă de multe ori sau vii la adunare și vezi de multe ori, frații, citesc în Biblie, că nu-i timp de luni până duminică seara, decât o găsești și eu un picuț de timp în timpul programului să citească Biblia. Nu-i corect. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu este o casă, este o rânduială. Este biserica sfinților. Și atunci când mădularele fac un lucru, nu poți cu un picior să te duci la deal și cu unul la vale. Toate mădularele împreună, când toți ne rugăm, ne rugăm. Și de aceea de multe ori Dumnezeu ne învață și ne trece pe aici, ca să știi când un frate suferă și copilul lui bolnav, trebuie să știi să te rogi, nu să-ți cauți telefonul, îți așezi părul, atunci pentru mulți rugăciunea este un timp când se iasă la baie, pentru mulți timpul de rugăciune e un timp când să se caute în buzunar, să facă orice alt lucru care nu-l pot face când oamenii stau cu ochii deschiși și profită că oamenii se roagă și stau cu ochii închiși și își găsesc timp. Și atunci Dumnezeu spune, o să te învăț să te rogi. Și Dumnezeu de multe ori s-ar putea să folosească aceste circunstanțe. Stai când se îmbolnăvește copilul fratelui, nu știi să te rogi. S-a întâmplat. Dar tu trebuie să simți cu el, spune cuvântul Dumnezeu, că ești mădular. Și atunci când ne rugăm, toți împreună ne rugăm și Dumnezeu poate să dea biruință. O arătă atât de multe ori, dar e importantă atitudinea ta față de încercarea fratelui. Și atunci Dumnezeu ne spune, ia să treci tu pe pelicica ta și să simți ce înseamnă să ai un copil bolnav, ce înseamnă să rămâi fără servici și atunci vei învăța să te rogi. Vei ști atunci când auzi pe o cauză, că unul e la spital, la Veneția, la Padova, în Iași, în România, Doamne, ai milă și de el. S-ar putea să fie mama mea mâine. Și cât e de prețioasă mama mea pentru mine, la fel e mama lui pentru el. Tratez cu indiferență. Și de multe ori vedem și din bilete atitudinea aceasta, vă rog, mama mea. Și corect, noi ne rugăm. Dar problema este că și tu trebuie să te rogi la rândul tău. Un alt cuvânt care l-am văzut aici, că de multe ori sunt oameni și în zilele noastre îi asupresc pe orfani, pe văduvă. Și dacă noi de multe ori știm prin înțelepciunea noastră, spune noi să ne descurcăm și să ne rezolvăm problemele noastre, Dumnezeu s-a uitat la văduvă și la orfan și la un moment dat spune, zice Domnul, eu sunt apărătorul văduvei și a orfanului, că pe ăștia nimeni nu-i află, pe ăștia nimeni nu-i caută, la ăștia nimeni nu le poartă de grijă, știe că n-are soț, că n-are tată, că e orfan, că e văduvă și atunci Dumnezeu spune, pe ăștia nu-i las ca să le facă primăria unde e hotarul pământului lor și vecinul să-l mute în fiecare zi. Și la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu spune în proverbe, Domnul întărește hotarele văduvei și cu cel care ne dreptățește pe văduvă, mă judec eu Domnul, spune cuvântul. Și m-am uitat la femeia aceasta, că se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, văduvă, nimeni nu dă doi bani pe mine, femeie în Israel, cu datorii, tăți vecinii, sătui de mine, probabil în fiecare zi m-am dus și m-am împrumutat la toți vecinii de sătui, când mă văd la poartă pe mine sau pe copiii mei, deja închid ochii, închid ușa. Dar al treilea lucru care l-am văzut aici în cuvântul lui Dumnezeu este că răspunsul de cele mai multe ori la încercări și la probleme este exact acolo unde te aștepți cel mai puțin. Absurditatea care am văzut-o în cuvântul lui Dumnezeu în textul citit este că Dumnezeu nu-i spune o să-ți trimit un tir cu ajutoare sau un om cu un plic cu bani sau soluții din astea care de cele mai multe ori le așteptăm noi. Știi ce-i spune? Du-te ce-i cu alte cuvinte, dacă ar fi să ne uităm în cuvânt, o întreabă prorocul, ce ai acasă? Asta, ulei, făină, am niște vase. Am un vas gol, mai am un pic de unde lemn. Și îi spune cu alte cuvinte, du-te și fă ce ai făcut și ieri și alaltă ieri. Cu alte cuvinte, du-te tă la vecinii tăi, dar azi nu le mai cere ulei, nu le mai cere făină, nu le mai cere cartofi sau zahăr, azi cere-le vasele goale. Azi cere-le și nu cere puține, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca de multe ori întrebarea aceasta care prorocul i-o pune acestei femei să-ți o pună și ție, să-mi o pună și mie. Știți care a fost prima întrebare pe care prorocul i-a pus-o femeii? Ce ai acasă? Că soluția s-ar putea să fie tot acasă la tine, pentru că noi de multe ori în încercări avem două atitudini. Ori ne închidem în noi, închidem ușa, închidem telefonul, nu mai vreau să aud de pocăiți, toți sunt la fel, toți se gândesc numai la ei. N-ați auzit în jurul vostru asemenea atitudini, asemenea vorbe? Fiecare își vede de treaba lui, nimeni nu te ajută, nimeni nu te bagă în seamă și te închizi acolo ca mel cu un carapace și spui basta, am închis telefonul, nu mai răspund, să nu mai văd pe nimeni, să nu mai aud nici biserică, nici nimeni, toți sunt la fel. Sau te duci în extrema cealaltă, fraților, vai, prin ce trec, încercări, veniți, ajutați-mă, sărim cu bilete, sărim, spunem în stânga, spunem în dreapta. Și la fel s-ar putea ca atitudinea să fie undeva tot la jumătate. Noi nu trebuie să stăm muți în fața necazurilor și nu spunem nimic, muste să stăm în fața provocărilor diavolului, dar nici să tăcem în fața necazului, să stăm muți, să nu spunem nimic sau să strigăm pe toate drumurile, extrema cealaltă. Ar trebui să vorbim cât trebuie să vorbim și cui trebuie să vorbim.
Și noi de multe ori vorbim, dar nu Domnului. Vorbim, dar nu cum ar trebui să vorbim. Și vorbim altceva sau nu vorbim deloc. Și numai nu facem ceea ce trebuie să facem. Vedem că femeia asta se duce la omul lui Dumnezeu și răspunsul îl găsește, spuneam, acolo unde s-aștepta mai puțin. Am văzut aici că s-ar putea să fie unii și în zilele noastre care suferă că nu au sau că ar vrea, dar nu că nu au, ci pentru că nu au cât au alții. Sau pentru că nu au ce au alții. Și asta nu e o suferință bună, asta nu e o rugăciune bună, Doamne, dă-mi și mie, nu că n-am, nu că e necesar, dar dă-mi și mie să am. Uite, cu tare are, cu tare are, numai eu n-am. Și sunt un fel de rugăciuni sau un fel de voci, de plângeri, de nemulțumiri, că nu le pot numi rugăciuni, ca să am și eu care altul. Că nu spune Dumnezeu nimeni, nicăieri în Scriptură, că neapărat dacă și-o schimba toți mașina, trebuie să o schimbi și tu. Că toți ar vrea o mașină nouă. Cine n-ar dori de aici ca Dumnezeu să-i dea astăzi o casă nouă, o mașină nouă, să aibă siguranța zilei de mâine în mod efectiv, să o vadă cu ochii lui, palpabil, bani în cont. Dar nu ne arată efectiv că Dumnezeu ne va purta de grijă în felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele mele. Și spunea fratele Marius într-o predică că candela nu vede la 50 de metri, candela vede la un pas. Adică Dumnezeu îți dă azi ce trebuie azi și spune mâine pentru ziua de poimâine. Nu te îngrijora, ci îngrijește-te, adică fă ce-ți stă în putință, fii corect, fii cinstit, fii credincios și Dumnezeu va purta de grijă. Asta e metoda lui Dumnezeu. Ăștia sunt pașii pe care Dumnezeu îi respectă în parcursul vieții noastre și dacă te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, El îți va lumina calea, dar îți va lumina calea unde să pui pasul următor. Nu la un kilometru, nu să vezi ce vor face copiii tăi și dacă vor avea la bătrânețe ce le va trebui și vor avea o moarte ușoară, nu. Încrede-te în Domnul și El va purta de grijă, amin. Ultimul lucru care l-am văzut aici în cuvântul lui Dumnezeu este că ai șanse sigure atunci când îl cinstești pe Dumnezeu cu puținul tău. Spuneam că probabil femeia aceasta, ultimul lucru la care s-ar fi gândit că Dumnezeu ar putea să lucreze în viața ei, ar fi fost acesta. Oricare, la orice altă metodă s-ar fi gândit, dar nu asta. Du-te la vecinii tăi. Dar în fiecare zi tot la vecinii mei m-am dus. Adică tu nu dai o soluție mai bună, mai de Doamne ajută, am spune noi, decât soluția care m-a dus și pe mine într-un fel capul. Tot la vecinii mei m-am împrumut și cu alte cuvinte, Doamne, dar una dintre problemele cele mai mari a mea este că sunt împrumutată, că sunt datoare. Acum tu nu faci altceva decât să mă faci să mă împrumut mai mult? Dă-mi o soluție să ies din datorie, nu să mă duc să mă mai împrumut mai mult. Și Dumnezeu zice, du-te și fă cum îți spune eu și asta e important, să-L crezi pe Dumnezeu. Să faci ce spune Dumnezeu, că Dumnezeu nu greșește, dar de multe ori spune credința la încercare și trebuie să crezi. Dumnezeu poartă de grijă, tu nu vezi soluții, tu vezi că n-ai bani în buzunar, tu vezi că nu știi ce vei face mâine, dar crede în Dumnezeu. Nu-ți cere bani Dumnezeu, îți cere credință. Zic, Doamne, dă-ne-o. Și spune la femeia aceasta, du-te și cere vase de la vecinii tăi și nu cere puține. Probabil ne gândim noi acum să fi știuți femeia, felul cum va lucra Dumnezeu, dar punea vase și în curte. Nu? Mai ales dacă era româncă, unde nu le punea? Cât mai mari. Dar e important să faci ce spune Dumnezeu. Să nu fii nici lacom, să nu fii nici zgârcit, ci să fii ascultător de Dumnezeu. Ce du-te și cere vase, nu cere puține, cere, că dacă cere așa cum îți spun eu, cer să plătești și datoria și spune cuvântul Dumnezeu, îți va rămâne și să trăiești. Nu lux, dar va rămâne să trăiești, să nu mori de foame, că asta e problema. Să-ți rezolvi datoria și să trăiești în continuare, să supraviețuiești într-un anume fel. Pentru că dacă ți-ai și copiii, bărbatul ți-a murit, datoare ești. În casă nu mai e nimic. Ce îți rămâne? Când la casa împăratului n-au ce să mănânce, sigur numai șansele sunt puține. Dar știți care e una dintre marile probleme acestei femei și a noastre? Că de multe ori am preferat să ne dea Dumnezeu o altă soluție, oricare alta, dar nu asta. Câți dintre creștini, dintre copiii lui Dumnezeu, dintre membrii din mansuie, nu trăiesc învrăjbiți cu vecinilor? M-aș duce de la 5-6 case încolo, unde nu mă știe cine. Să spun, sunt un om din blocul celălalt, dă-mi un vas, îți lăs buletinul, dar dă-mi un vas. Mă fac credibil într-un fel, mă înjosesc eu să cer de la el că eu n-am. Și Dumnezeu te trimite acolo, du-te la vecinul tău, cu care trebuie să trăiești în pace, cu care în fiecare zi trebuie să-i dai bună ziua, bună dimineața, du-te la el, nu-i înjosire. Și asta vei vedea după aceea de ce va însemna, pentru că Dumnezeu, dacă până ieri te-a înjosit, și ai crezut că Dumnezeu a uitat de binefacere ta, Dumnezeu vrea să-ți ridice o cara asta, dacă aș putea să o numesc așa, și toți vecinii tăi să știe altceva decât ce o știu până ieri, că Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul văduvei trăiește și Dumnezeul tău poartă de grijă. E foarte important să nu fii lovit în orgoliul tău,
E foarte important să trăiești în pace cu vecinii tăi, că s-ar putea de multe ori Dumnezeu prin încercările astea să te ducă exact unde n-ai vrea să ajungi, să te trimite exact la cine n-ai vrea să ajungi, să te facă să înțelegi că ar trebui înainte ca Dumnezeu să-ți dea ulei în casă, că trebuie să te împaci cu vecinii tăi, că e mai important să trăiești în pace, că dacă mor, mor și te duci în împărățele Dumnezeu. Dar dacă trăiești în vrăjbi cu vecinii tăi, mor și sărac și te duci și în iad. Și Dumnezeu vrea să te le dea pe amândouă și să ai ce răni casa, să-ți plătești datoria și să trăiești în pace cu vecinii tăi. Nu-i frumos atunci când ascultăm de Domnul? Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ori de câte ori ne-a trimite Domnul, sigur că noi am avea soluții. Noi de multe ori am vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, scoate-mă din încercarea asta, dăm rezolvare la problema asta și să-i facem câteva puncte, cam cum ar vrea să ne rezolve Dumnezeu problema noastră, însă Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu urmărește scopul spiritual, urmărește să vadă că dacă Obadia, soțul ei, l-a slujit pe Dumnezeu și și-a riscat viața, la un moment dat când l-a întâlnit pe Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu, când împăratul și-a luat toată oștirea de cai și-a trimis în fiecare ținut să-l căutăm pe Ilie. La un moment dat, zice, împăratul Ahab a luat într-o parte cu călăreții, pe Obadia l-a trimis în partea cealaltă și zice, hai să-l căutăm hrană. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie se înfățișează înaintea lui Obadia și zice, Obadia, du-te la Ahab și spune că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui, vreau să vorbesc cu el. Și Obadia a început să tremure, zice, dar știe aceleași cuvinte pe care le rostește femeia, robul tău a făcut ce-a putut, robul tău se teme de Domnul, dar tu nu știi ce am făcut eu, cum am ascuns 100 de proroci, 50 într-o peșteră, 50 într-o peșteră și am pus oameni care să le care în fiecare zi, merinde, pe măgari, saci, că nu e ușor să hrănești 100 de oameni în fiecare zi, nu știu cât timp o dura foamete aceasta și nu o dura puțin, că foamete nu e o criză de o lună. A fost destul, n-o ploua, spune cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceea, 3 ani și. Și atunci era destulă foamete, dacă nici la casa împăratului. Și acum omul ăsta îi spune, Obadia îi spune, păi cum să mă duc înaintea împăratului, știind că de Duhul Dumnezeu pe tine te-o mai răpit. Și mă duc și spun, l-am găsit pe Ilie și când să vin să arăt unde Ilie, Ilie nu mai este, că Domnul iară te-o răpit. Așa ceva nu pot, fie-ți milă de mine, cu alte cuvinte, spunea Obadia lui Ilie, pentru că eu am trăit cum se cuvine și nu se merită acum să-mi pun viața în joc după cât m-am sacrificat eu. Și cam aceleași cuvinte pe care le spune și femeia asta. Însă noi ar trebui să rămânem cu ideea asta centrală. Ce faci în ziua necazului? Dumnezeu știe să răsplătească o lacrimă. Știe să răsplătească un pahar de apă, cu cât mai mult saci întregi de merinde care i-a făcut cu credincioșie și și-a pus viața în joc, și-a pus familia. Îl costa capul pe Obadia să facă asemenea lucruri pe familia lui. Și la urmă vine încercare după încercare, un val cheamă alt val, dar în urmă soarele Iisus Hristos răsare și dă biruință, dă răspuns la rugăciune, știți cui? Celor care se încred până la capăt în El. Pentru că atunci când mai avem resurse, atunci când sacul încă e plin, ne e greu să credem în Dumnezeu. Credem în Dumnezeu cu ochii la Dumnezeu și cu mâna în sac de multe ori, dar Dumnezeu ne ia totul și să spună, bun, nu mai ai nimic, când ți-a rămas numai Hristos acasă, când te duci în casă și vezi o singură oală goală în mijlocul casei tale, ți-e ușor să te încrezi în Dumnezeu, de ce? Că nu mai ai nimic, singur, care ți-a rămas să te mai încrezi în El, e Domnul și atunci nu-ți rămâne decât să te încrezi în El. Și de asta Dumnezeu ne duce de multe ori pe făgașul acesta, pentru că atunci când îl ai pe Hristos, de fapt ai totul. Atunci când ți-o mai rămas numai Hristos, atunci începe El să lucreze, atunci începe El să-ți plătească datoria, să spună că copiii tăi nu vor pleca robi, copiii tăi vor rămâne în sânul familiei și Dumnezeu îți va ierta și datoria, Dumnezeu îți va umple și vasele, Dumnezeu va face să vinzi ulei și la alții și Dumnezeu va face să ai și o bătrânețe, spune că vei avea cu ce trăi tu și casa ta. Doamne ajută-ne să ne încredem în Tine, amin.